mă chinui să găsesc un job pe măsura așteptărilor mele. Ana Maria a absolvit facultatea de jurnalism și timp de 3 ani și-a căutat un loc de muncă în presă. Pentru că nu se mai putea baza pe ajutorul părinților, a acceptat până la urmă să muncească în alt domeniu. Piața muncii te lovește față de ceea ce ai știut sau ce ai crezut tu în facultate, pe băncile școlii, se schimbă radical situația. Unii dintre tineri amână momentul angajării până în jurul vârstei de 30 de ani. Spun că vor salarii decente și să lucreze în domeniul pentru care s-au pregătit. 2 din 10 tineri de la noi din țară, cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, nu merg la școală, nu muncesc și nici nu urmează vreun curs de formare profesională. Cele mai recente date Eurostat arată că numărul acestora crește de la an la an. Aceste date plasează România la coada clasamentului statelor din Uniunea Europeană, unde media se apropie de 12%. În țările de jos, doar puțin peste 4% din tineri nu învață și nici nu muncesc. Este o lipsă de ocupație a la lung, care de fapt se va reflecta mai târziu în viețile lor adulte, în lipsa de skill-uri și capacitatea redusă de integrare pe piața muncii. Problema noastră cred că este legată în primul rând de abandonul școlar prematur. Asta va ține o pătură întreagă de populație în așa numită capcana sărăciei. Rata șomajului în rândul tinerilor care au până în 24 de ani depășește 20% față de doar 4% la cei de peste 25 de ani.